Zălăoanii au un moral ridicat și speră să facă un meci bun în fața propriilor suporteri după meciul de încălzire disputat etapa trecută cu studenții clujeni, câștigat în minim de seturi 3 la 0. De cealaltă parte, Constanțeni vin și ei la Zalău tot după o victorie la pascu, cu Ardelenii de la Exploret Baia Mare 3 0. Cealaltă echipă din Sălaj a îngrenat în campionatul Diviziei 1 la volei masculin, Phoenix și Leo Silvaniei, are meci dificil acasă cu unirea Dej. Meciul se va disputa sâmbătă seara cu începere de la 18, însă la sporturilor Măgura din și Silvaniei.